peste tot o vă auzeam. Sârbii comit genocid împotriva albanezilor kosovari. A fost cel puțin jumătate de an, s-a tocat cu chestiunea asta. Uite ce fac sârbii, cum îi omoară, cum îi decinează. Dom'le, genocid, copii, mici. Ne spuneau, ne arătau poze, familii între ei. Da. Ulterior s-a aflat că acest lucru a fost o pură invenție. Deci toate chestiunile astea care vi le-am prezentat eu ca exemple sunt, au fost minciuni adevărate. Nu că au fost construcții de, dom'le, ceva real și le-au mai făcut ei mai acolo. Nu, au fost gândite în laboratoarele serviciilor de informații. Mă, cum putem noi să facem ca să creăm această stare? Dom'le, să-i facem pe toți ceilalți de acolo să creadă că ce facem noi facem bine. Și că facem spre binele poporului și pentru democrație. Și cine a câștigat? Îți spun eu acum, uite-te. Obiectivul real a fost următorul. Transformarea NATO într-o forță polițienească globală și impunerea controlului NATO în Balcan. Instalarea unei baze militare americane în Kosovo. Pentru că Kosovo a devenit Zalemirat. O trebuie să aibă acolo o bază, că sârbii nu le dădeau voie să facă bază americană în Serbia. Și uite așa, au ajuns și au ce să facă minor, consecințe. Minor. Vă spun și niște consecințe. Cumplite. 2000 de victime ale bombardamentelor NATO. Purificarea etnică în Kosovo pusă în practică de către UKK, sub acoperirea NATO. Știți, era vestita UKK, care erau ca și ăștia, ca și curzi, ca și elementele astea, care erau naționaliste, talibane, sunt musulmani ăștia care vin și s-aruncă în aer și fac așa. Așa făceau. Deci, dom'le, s-au întâmplat adevărate tragedii. Deci de-aia vreau să vă spun că până aici s-a ajuns cu manipularea asta și cu modalitățile astea de manipulare, încât se creează războaie, domnule, se creează războaie. Și culmea este că tu crezi că, mă, sunt reale, adică e adevărat ce interesul există, domnule, tocmai ca ție să-ți fie bine. E, uite că nu e așa. Pentru că sunt forțe și forțe care au alte interese. Și de-aia trebuie întotdeauna să fim foarte atenți. Foarte atenți. Mai vreau să vă spun mai țineți minte era cu armamentul românesc care vând ăștia, fac trafic cu armament. Da. Dar englezul ăla care a venit și uite, domnule, a filmat și nici erau niște arme de vânătoare, nu niște oamenii... Nu asocia cu... Haideți să vă spun despre că vă povesteam despre Irak. Irak în 2003, minciuna puternică era că Saddam posedă arme de distrugere mare, nu ține minte, cu arma chimică. Spuneam, domnule, nu se poate să lăsăm un om, un nebun, să aibă armă chimică, să distrugă omenirea pentru un tâmpit, nu există așa ceva. Și cine a afirmat-o? Culmea. Ca să vedeți cine a afirmat-o. Un om pe care eu l-am respectat extraordinar, ca militar. Dar uite-te, după ce ai informații și informații, încep să schimb părerile din punct de vedere moral. Ca militar eu l-am apreciat foarte mult. E vorba despre generalul Colin Powell. Da? Pe care știm toată lumea și care a fost un general de armată extraordinar în armata Statelor Unite. Dar care a fost după aia și un politic, știm foarte bine, a lucrat și de o administrație americană. Deja atunci a început să o ia așa mai pe ulei. Și cu o româncă parcă au relații, nu? Ei, nu trebuie să fii tu așa. Păină Crețu, nu? Nu trebuie să fii chiar așa rău. Mă, iară, mi s-au dezinformat. Deci, atenție, ulterior s-a aflat, Casa Albă a ordonat agențiilor de spionaj să falsifice rapoartele sau să le inventeze pur și simplu afacerea Libii. Deci, că țineți minte, se spunea că serviciile de informații au adus aceste materiale și că au tot ce înseamnă. Au dovezi, au poze, au tot, unde se află, unde tot. Ei l-au arătat într-o conferință de presă, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, pe CNN am văzut, au arătat într-o conferință de presă acolo, toți cei de la CIA și era și Colin Powell, și prezentau niște hărți mari, erau niște puncte din astea. Dar alea nu aveau, într-adevăr, erau niște depozite normale, nu erau, nu conțineau nici armă chimică, nici... Ei, toată chestiunea asta, ca și consecință, a fost că Irakul, ce s-a întâmplat cu el? În final a fost cufundat într-un haos de nedescris, unul sângeros, oamenii aia nici la ora asta, acel popor nu și-a revenit, spuneau că îi ajută, țineți minte, că o să vină cu un plan Marshall, cum a fost și aici, că o să-i ajute, că o să le facă, că o să le dea... Păi, i-a ajut americanii, le ia tiseiul. Da, le ia și îți mulțumiți cu ce le iau. Păi emigrează în Germania mulți irachieni. Și vreau să vă fac și o concluzie, așa, spunându-vă că o campanie astfel, atât de masivă de minciuni mediatice, precede de fiecare dată un asemenea război, da?
Iar lista este departe de a fi completă. Pentru a opri războaiele, trebuie mai întâi să demascăm aceste minciuni mediatice cât mai repede cu putință și la cea mai mare scară. În război informațional se spune întotdeauna că tu ești luptătorul, tu ești cel care de fapt trebuie să lupți împotriva acelei false informații. Și trebuie să-ți cauți informații, ca să spun așa, cât mai corecte și cât mai adevărate. Deci, cam atât am avut. Contează și cum e receptată chestia. De exemplu, eu pot să dau Circul Globus vine la Lugo și aduceți niște artiști, niște cercați, ăștia au scris. Și zic așa, în virtutea bunelor relații între culturale, între România și Austria, Circul Globus aduce aici așa animale, cu actori, ăștia acrobații, nu știu, niște austriești, iar prețul unui bilet costă numai 5 lei. Asta e știrea altă. Și dacă vreau să fac, în timp ce animale de grădină zoologice bănea să mordă foame, n-au ce mânca și nu știu ce, populația n-are ce pune pe masă, cirne trebuie nouă, mă aduce și la o trece ăștia. O familie trăiește 5 pui. Vor să mai vină și la Lugo să ne prostească, să ne mai ia și bani. O familie trăiește 5 pui. Da. Da. Și de sunt tipuri din astea de care poți scrie. De nu ne-ai mai interesate. Mă uit la un meci de fotbal și văd că îl faultează acolo pe la de la poli, înțelegi? Și a doua seara mai târziu comentarii. Fine, Crăciunescu nu spune, nu, e o fantă de lumină care nu s-a văzut bine, sunt chestii și derutat. După ce eu văd clar ce e acolo, știi? Și mă, te derutează. Da, păi ce mai zicem de alea care nu le-am văzut. Mai vreau să vă spun ceva legat de televiziune. Pentru că ține tot de posibilitățile de manipulare și de... E foarte important în televiziune, pentru că vorbeam și vă spuneam că de ce este importantă televiziunea. Pentru că îți oferă imagine. Și imaginea îți oferă, îți dă, trăiești sentimente, emoții când o ai și când vezi lucrul acela. Când ascultăm la radio, ne rămâne în ureche, poate vocea, ne place vocea crainicului sau celui care povestește, a moderatorului, a realizatorului, dar rămânem cu acea informație care trece pe lângă noi, știi, că e radio, televiziunea te prinde și rămâi acolo, rămâi cuplat. Imaginați-vă că cât de important este cum lucrează operatorii. Operatorii sunt cei care lucrează pe camerele de la vedere, da? Și avem, să spunem, într-un studio, de exemplu, la mine la emisiune, domn profesor știe, eu nu știe, deci ați fost, lucrăm cu trei camere, da? Există o cameră de plan general. Planul general înseamnă că se ia un plan, un cadru, în care sunt cei care sunt invitați împreună cu moderatorul. Adică este, de fapt, un plan în care îi vezi așa, pe toți, da? Și apoi există camere care sunt dedicate, așa se spune, adică camere care sunt camere pentru invitat și camere pentru moderator, da? Deci avem, noi avem trei camere, da? Este planul general, este camera mea și este camera invitatului. Contează enorm de mult, și cele mobile, enorm de mult, bine, acum, dacă vorbim, de exemplu, într-un studio mare unde ai un show sau ai un spectacol, există și macara. Macara ce este? Este o cameră care este undeva pusă într-o pe o macara, așa și spune, și care este ghidată și vedeți imaginea acelea de sus, de deasupra. Alea sunt luate de această macara. Adică îți dă o imagine frumoasă a ceea ce este de ansamblu, jos, așa, de ansamblu, da. Ei, de ce este important, ca să vă spun, să vă uitați, că puteți să urmăriți lucrul acesta și să vă dați seama. Sunt cadre speciale pe care le ia operatorul, în funcție de ce e interesat și ce interes are, de exemplu, regia de emisie. Există un regizor acolo în emisie, da? Regizorul este hotărător. Știți cum se spune? Cel care capul de tutti capi. Eu sunt important așa, ca mesaj. Dar eu vă spun, eu țin foarte mult și contează enorm de mult cine este regizorul meu. Și mai contează enorm de mult și cine este la cameră. Pentru că cel de la camera mea poate să mă facă de, să nu mă mai uit la mine 10 ani, sau poate să mă dea așa cum trebuie să mă dea. De exemplu, o să vedeți planuri care sunt luate așa. Deci doar atât, da? Când îl luăm pe bățesc, trebuie să vadă... Aia înseamnă că există un interes, da? Există un interes în regie și ei comunică cu cameramanii, pentru că altfel n-ar putea cameramanul să facă. Dar există o comunicație între ei, da? Vedeți că există această comunicație.
și el îi spune, vreau acum să-mi iei un gros plan sau vreau să-mi iei fața. Ia-mi ochii, pentru că a văzut că lăcrimează. Deci regizorul și-a dat seama, vede ce se întâmplă și vrea să prindă o fază din asta care îți creează o emoție maximă. În discuțiile care sunt cu moderatorul și cu tot invitatul, lăcrimează. Vă dați seama ce înseamnă chestia asta? Ca să ai o imagine cu lacrimile cum curg invitatului. Păi imediat îți creează un sentiment. Uite, domnule ăsta, trăiește, e un om care e sensibil, care... Deci e foarte important ceea ce faci. Dacă sunt profesioniști, dacă vrei să faci televiziune adevărată, dacă nu, atunci lași așa să meargă și salut, nu e o problemă. Acum, contează foarte mult și tipul de emisiune. Să fiți foarte atenți. Se poate lucra într-un astfel de mod atunci când sunt emisiuni care poți să arăți lucrurile astea și sunt interesante. Dar, de exemplu, sunt emisiuni unde, eu știu, sunt, cum e, de exemplu, emisiunea mea. Emisiunea mea cu invitatul. La emisiunea mea cu invitatul, dacă ați observat, cadrele sunt aceleași. Că mă ia pe mine, mă ia de aici, da, atâta, pentru că important este să-l vezi pe om, să vezi cum vorbește, să-i vezi o grimasă, nu e important altceva. La fel pe invitat. Adică e o chestiune. Dar dacă, de exemplu, am un spectacol sau am un show, atunci trebuie să-i văd toate trăsăturile, tot cum e. Sunt, de exemplu, emisiuni cum sunt emisiunile electorale. Emisiunile electorale... Nu am niciunul lăcrimit acolo. Ei, nu. Nu mă, n-a plâns Băsescu acolo. Să urmăriți, să vedeți. Sunt unii foarte isteți, operatori și regizori, jurnaliști, care ce fac? La un moment dat, când pun o întrebare, când jurnalist, moderatorul, pune o întrebare omului politic, el, nu, vede că începe să aibă o anumită mișcare a mâinii. Și urmărește, da? Mâna. Și se duce pe mână, dacă ați observat. Și tu vezi că începe să-i facă mâna așa. Și să începe să aibă un tremurat, îți dai seama imediat. Mă, e inconfortabil. Are o problemă. Are parte. Dar, mă, el are o problemă. Nu se simte confortabil. L-a atins cu ceva. Chestiunile astea sunt foarte importante pentru noi, pentru telespectatori. Și ele de aceea sunt speculate de cei care lucrează în televiziune. Pentru că sunt lucruri pe care numai televiziunea ți le poate oferi. Mulțumim tare. Eu vă invit să stăm